Bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Sunt Stella Danilă și vă invit să vedem împreună știrile orei 18 pe TVR Moldova și TVR 3. Iată câteva titluri. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se află la Moscova, unde se întâlnește cu Vladimir Putin, cu Patriarhul Kirin, dar și cu oameni de afaceri. Mai multe fete din Republica Moldova au fost obligate să se prostitueze în Grecia și Dubai. Proxeneții lor au ajuns după gratii. Premierul Pavel Filip va face o vizită oficială în România și se va întâlni cu premierul Sorin Grindeanu la Piatra Neamț. Igor Dodon este din nou la Kremlin. La doar două luni de la prima sa vizită, președintele moldovean a mers iarăși în vizită la Vladimir Putin. La Moscova, Igor Dodon le-a promis oamenilor de afaceri ruși cetățenia Republicii Moldova. Patriarhul lui Kiril i-a cerut blagoslovire, iar cu Vladimir Putin urma să aibă o discuție separată. După ce a primit binecuvântarea Patriarhului Kiril, Igor Dodon a participat la un forum economic care a adunat la aceeași masă peste 100 de oameni de afaceri din Rusia și Republica Moldova. Igor Dodon le-a făcut și o promisiune. Le oferă cetățenia moldoveană celor care vor investi cel puțin 200.000 de euro în economie republicii. Această posibilitate este una legală. Ea va intra în vigoare de la 1 iunie și reprezintă un instrument de atragere a investițiilor străine în Republica Moldova, mecanism propus de președintele Parlamentului, Adrian Cantu. Federația Rusă negociază de mult timp liberalizarea vizelor cu Uniunea Europeană, doar că fără succes. Prin urmare, promisiunea lui Dodon de a împărți pașapoartă le pică bine multor afaceriști ruși. Deși relația președinției cu Parlamentul și Guvernul de la Chișinău este cam rece, cele trei instituții ale statului, spune Dodon, au stabilit o înțelegere. Chiar sunt opinii diferite referitor la procesele politice interne, externe. Tot ceea ce ține de economie, tot ceea ce ține de business, vom avea o poziție comună. Drumurile se despart însă atunci când e vorba de participarea Republicii Moldova la ședința adunării parlamentare a CSI, care va avea loc pe 26 martie la Sankt Petersburg. Speakerul legislativului Adrian Candu a declarat că delegația noastră cel mai probabil va boicota evenimentul. Și asta din cauza abuzurilor la care sunt supuși demnitarii din Republica Moldova de serviciile speciale rusești atunci când merg la Moscova. Igor Dodon a promis însă solemn că va avea grijă ca Republica pe care o conduce să fie reprezentată la forumul CSI. Încă o moțiune simplă depusă de deputații socialiști în Parlament a eșuat. Intenția PSRM de a-l elibera din funcție pe ministrul transporturilor Iurie Chirinciuc nu a întrunit numărul necesar de voturi. Opoziția parlamentară îl acuză pe ministrul de situația dezastruoasă din domeniul transportului feroviar de mărfuri și de pasageri. Angajații căii feroviare nu și-au ridicat lefurile de 6 luni, iar restanțele salariale depășesc 130 de milioane de lei. Ministrul spune că întreprinderea a acumulat datorii sistemice pe care le-a moștenit de la guvernarea precedentă. Un exemplu de curaj și tărie de caracter. Românul Tiberiu Ușeriu a câștigat cel mai greu maraton din lume, cel de la Cercul Polar. Îl vedem mai târziu în Telejurnal. Energia electrică livrată de gaz natural Fenosa se scumpește de la 1 aprilie în medie cu 3,6%, iar prețul pentru o gigacalorie de agent termic crește de la 1 mai cu 54 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile tarife. Consumatorii casnici vor plăti pentru energia electrică 1,99 lei de bani pentru un kilowatt pe oră, cu 7 bani mai mult decât acum. Consumatorii conectați la rețele de tensiune medie vor achita un tarif de 1,82 lei, majorarea fiind de 11 bani. Iar consumatorii conectați la rețele de tensiune înaltă vor achita un tarif de 1,53 lei, adică cu 8 bani mai mult decât acum. A fost majorat și prețul pentru o gigacalorie de agent termic de la 1068 de lei la 1122 de lei. Decizia dată urmează să intre în vigoare de la 1 mai 2017.
Decizia Parlamentului de la București de a declara ziua de 27 martie drept zi de sărbătoare națională a încins spiritele în Parlamentul de la Chișinău. Socialiștii cer explicații de la Ministerul de Externe cu referire la acest subiect și îi acuză pe liberali care au un proiect similar considerat de trădare națională. În replică, unioniștii din legislativ le cer socialiștilor să-și retragă pașapoartele românești. Camera Deputaților de la București a decis pe 14 martie ca ziua de 27 martie, când este marcată Ziua Unirii Basarabiei cu România, să fie declarată sărbătoare națională. Decizia a stârnit nemulțumirea prorușilor din Parlamentul de la Chișinău. Ar fi oportun ca Ministerul de Externe al Republicii Moldova să vină cu o poziție oficială vis-a-vis de aceste declarații. Socialiștii au cerut și sancționarea liberalilor care au venit cu o inițiativă similară celei de la București. Unioniștii din Parlament vor și ei ca Ziua Unirii Basarabiei cu România să fie sărbătorită pe întreg spațiul românesc. Nu este clar acei colegi care de fapt primesc salarii de la bugetul de stat al Republicii Moldova, cui slujesc și a cui interes promovează aici. În primul rând să depună pașapoartele românești înainte de a deschide gura împotriva României. Plus, lasă să mai reflectăm de unde vin banii pentru reparația grădiniților. Vin din România unde bani pentru reparația grădiniților, unde și copiii voștri se educă acolo. Și nu vin embargouri cum vin din țara pe care o slujeți voi. Noi nu slujim străinului sau celor care ne ocupați, slujim cauzei românești și a memoriei celor care am făptuit unirea. La 27 martie, unirea stema socialiști au făcut-o moldovenii, care voi chip prezentez moldovenii. Săptămâna viitoare, legislativul de la Chișinău ar putea dezbate un proiect de hotărâre prin care 27 martie, Ziua Unirii, să fie declarată sărbătoare națională și zi liberă. Voi înregistra repetat, subliniez repetat, un proiect de hotărâre prin care voi propune ca ziua de 27 martie să fie declarată zi națională. În 27 martie 2016, un proiect similar propus de deputatul PLDM Maria Ciobanu nu a strâns suficiente voturi pentru a fi introdus pe ordinea de zi a Parlamentului. La 27 martie 1918, Sfatul Țării a votat unirea Basarabiei cu România. Basarabia se afla atunci după 106 ani de ocupație țaristă. Premierul Pavel Filip a transmis președintelui Republicii Moldova propunerea de revocare din funcția ministrului Agriculturii Eduard Grama. Procuratura Anticorupție a expediat încă de ieri un demers prin care a cerut suspendarea provizorie a lui Eduard Grama din funcția de ministru. Tot ieri la cabinetul primului ministru a ajuns și o cerere din partea ministrului Eduard Grama prin care își anunță intenția de a demisiona din funcție. Prim-ministrul a transmis cererea de revocare președintelui Republicii Moldova. Fostul ministru al Agriculturii Eduard Grama este cercetat pentru fapte de corupție, iar astăzi a primit un mandat de arestare preventivă la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Mai mari două grupări specializate în trafic internațional de persoane au fost reținute de polițiști. Proxeneții racoleau fete din familii sărace din Republica Moldova și le obligau să se prostitueze în Dubai și Atena. Suspecții riscă acum până la 20 de ani de închisoare. Din prima grupare făcea parte un cetățean al Azerbaidjanului în vârstă de 38 de ani. Suspectul împreună cu două tinere din Republica Moldova racolau fete între 18 și 28 de ani din familii sărace. Persoanele deseori erau și duse în eroare, deci înșalate. Deci spuneau că vor fi, cum și în cazul celălalt, că vor fi angajate într-un anumit serviciu, bine plătit, bine remunerat, însă realitatea ulterior fiind deja nemijlocit la locul destinației erau impuse să spriteze serviciile sexuale, unde li se luau și documentele și alte. În alte cazuri, direct le spuneau că dacă vor presta servicii sexuale contraplată. Aici acum fiecare au șoferul ei cu mașina, 120 de euro, dar ei îți plătește șoferul, îți fac anunțurile tale. Din banii a 40 de euro, de 3 ani nu cheltui nimic, că ia-ți banii tăi. Tinerele erau obligate să aibă până la 20 de clienți pe zi. Dacă refuzau, erau vândute altor proxeneți din Dubai. În caz că persoanele nu doreau să presteze aceste servicii și le urmau undeva activa, conform informației, o lună, două, fără a fi remunerate, ele erau vândute la prețul de 2.000-3.000 de euro altor persoane care la fier pot să le ține careva
spunem așa, bordel. Liderul grupării și complicii au fost reținuți în flagrant în moment ce transportau spre Odessa trei tinere recrutate recent. Cea de-a doua grupare racola tinere din Republica Moldova și le trafica în Grecia. Liderul era un cetățean din România de 51 de ani și o femeie din Republica Moldova de 34 de ani. Suspecții identificau victimele prin intermediul apropiaților, a rețelelor sociale sau a anunțurilor online. Avem cazuri când persoanele chiar plasau anunțuri, de exemplu pe internet, angajăm în câmpul muncii. Persoanele care telefonau deja începea procesul de deracolare, de recrutare acestora, de inducere în eroare. Pot să vă spun certitudine că persoanele care sunt implicate, nemijlocite în racolarea persoanelor, ele au destul de bune capacități psihologice în a convinge omul. Victimele primeau pașapoarte biometrice și invitații, apoi erau duse la Atena, unde erau exploatate sexual. Persoanele care erau acolo s-au dus la secția de pașapoarte, le-au făcut pașapoarte, le-au achitat totul, erau acoperit de persoana care organiza transportarea. Persistă însă și o informație că persoanele, pentru unele persoane care acceptau să practice serviciu și nu erau cetățenice ale comunității europene, le perfectau alte românești false. Cei șase membri ai grupării, printre care și patru greci, au fost arestați pe teritoriul Greciei. Au fost identificate și eliberate opt tinere care au primit sprijin legal și protecție. Toți suspecții în aceste cazuri riscă până la 20 de ani de închisoare. Jocul morții de pe internet, numit Balena Albastră, a devenit subiectul unei anchete oficiale în Republica Moldova. Monitorizarea făcută în ultima săptămână arată că cel puțin 24 de persoane sunt implicate în această activitate periculoasă. Șeful Biroului Antitrafic și de Investigație a Crimelor Cibernetice a anunțat că un grup de profesioniști cercetează deja cazul. Sinuciderea celor doi adolescenți din Chișinău care s-au aruncat de pe un bloc cu 18 etaje în noaptea de 8 martie a stârnit îngrijorarea autorităților și a părinților. Un grup de profesioniști cercetează dacă moartea celor doi minori are legătură cu jocul Balena Albastră de pe internet. Procuratura a deschis o investigație, iar una dintre versiuni luate în calcul este și determinarea la suicid. La moment, deoarece ați spus că este o perioadă foarte scurtă, ați oferim detalii suplimentare. La moment nu putem oferi detalii mai multe. Pe rețelele sociale a început o adevărată campanie de identificare a celor care sunt interesați să se implice în jocul morții. Balena Albastră este un grup destul de profesionist și cred că ei vor veni cu claritate referitor la supra toate subiectele date. Oamenii legii au identificat până acum un coordonator al jocurilor periculoase care ar fi reușit să ademenească trei persoane. Datele poliției arată că în ultima săptămână au fost identificate peste 200 de profiluri, posteri și mesaje de pe internet având conținutul referitor la jocurile morții. Mai grav este că simbolurile participării la jocul online fatal au fost descoperite pe corpurile unor elevi din clasa 8-a din Drochia. În același timp, în Transnistria au fost depistați circa 300 de tineri care fac parte din grupurile morții. Jocul a ajuns și peste Prut. Astăzi, 5 elevi din Iași au ajuns la spital după ce ar fi încercat să-și țină respirația. 2 elevi au leșinat, iar în cădere s-au lovit la cap. Colegii susțin că toți jucau controversatul joc Balena Albastră. Asupra promovării suicidului pe internet au atras atenția și politicienii. În Parlamentul Republicii Moldova se discută despre înăsprirea controlului asupra internetului și crearea unei instituții publice având competențe speciale în acest domeniu. Potrivit datelor oficiale, în 2016 s-au sinucis 26 de adolescenți din Republica Moldova, de două ori mai mulți decât în anul precedent, iar alți 130 au fost la un pas să-și ia viața. Gigantul informatic Google intră pe piața programelor de control parental. Compania americană a lansat programul Family Link, care îi ajută pe părinți să știe în fiecare clipă la ce se uită cei mici pe internet. Mai mult, părinții pot să controleze timpul petrecut de copii pe internet și chiar să programeze dispozitivele mobile să funcționeze doar în anumite intervale orare. Grădinițele ar putea fi închise vara pentru 42 de zile. Asta prevede un nou regulament elaborat de Ministerul Educației și dat spre avizare Ministerului Justiției. Părinții sunt indignați pentru că nu s-ar fi discutat aceste schimbări cu ei. De aceea au inițiat o campanie împotriva acestui regulament. Au și un slogan: unde copiii contează, grădinițele activează. Părinții spun că în cele 42 de zile nu vor avea unde să-și lase copiii cât vor fi la serviciu. Unii își pot lua concediu doar 28 de zile, în timp ce alții chiar mai puțin. Nu voi avea cu cine să las copilul acasă. Asta, suntem în câmpul muncii angajați și
nu vom putea lăsa copilul cu cineva, asta. Sunt părinți care lucrează și n-au cu cine să lăsa, atunci e problematic, chiar e problematic. Grupul Părinților Solidari de pe o rețea socială a transmis o petiție Ministerului Educației. În realitatea noastră economică, părinții nu au posibilitate să stea cu copiii așa o perioadă. Niciun angajator nu va oferi unei mame concediu plătit sau chiar parțial plătit pentru perioada respectivă. Ar fi optimal ca vacanța să fie pentru vopsea, pentru reparații curente, pentru alte chestii, dar de 2-3 săptămâni. Ministerul Educației și-a motivat decizia spunând că oricum pe timp de vară copiii frecventează mai puțin grădinițele. Educatorii cer și ei mai mult timp liber, iar instituțiile preșcolare sunt în reparații. Mai mult, reprezentanții ministerului spun că vara este cea mai potrivită pentru vacanță și din perspectiva dezvoltării copilului. Au fost 7 argumente, dar foarte aberante și niciunul bazat pe legislație. Din documentul expediat părinților se înțelege că regulamentul este pe punctul de a intra în vigoare. Ministrul Educației însă vrea să mai discute cu părinții. Este un proiect de regulament care acum este la avizare la Ministerul Justiției. Mai discutăm. Nu este încă un act normativ care a intrat în vigoare. Săptămâna viitoare, grupul Părinților Solidari va organiza un flash mob în fața Ministerului Educației. În cazul în care nu se va soluționa problema, părinții amenință că vor protesta. Premieră pentru Republica Moldova la Institutul Oncologic din Chișinău. Spitalul are acum un vicedirector pentru nursing care se va ocupa ca toate cele 580 de asistente ce au grijă de bolnavi să-și facă meseria ca la carte. Pentru Aliona Grecu, responsabilitățile se dublează. A îmbrățișat meseria de asistentă medicală acum 32 de ani. De atunci, Institutul Oncologic i-a devenit a doua casă. Nu e de mirare că mâinile ei au alinat durerea 10.000 de bolnavi și nu s-a gândit vreodată că va obține funcția de vicedirector pentru nursing. Imediat după terminarea colegiului de medicină, mi-am început activitatea la Institutul Oncologic și deja consider că sunt un bagaj foarte mare de ani în spate. Eu cunosc foarte mult problemele asistenților medicali din instituția dată și mizez pe faptul că rolul asistentului medical în Republica Moldova va obține acea treaptă pe care ne dorim noi toate. Este unicul spital din țară cu un asemenea vicedirector. Era și unul dintre obiectivele pe care a insistat mult Asociația de Nursing din Republica Moldova. Vestea a fost primită cu mult entuziasm de asistentele medicale. Acestea spun că au nevoie întâi de toate de o șefă care să le încurajeze și să le motiveze. Eu în fiecare zi mă cobor și dacă am o întrebare, pe loc o hotărăsc. Ea este întotdeauna de partea asistentelor medicale. Personal nu o cunoșteam, dar despre ea auzeam multe lucruri bune. Era o activist foarte, foarte înflăcărată. Orice mișcare noi o sfătuim ca să fie corectă, pentru că noi nu avem niciun drept să greșim în fața pacientului. Care sfaturile? Vrem toate sfaturile. Anul trecut, Ministerul Sănătății a emis un ordin prin care a permis crearea funcției de director pentru nursing în acele instituții medicale unde sunt mai mult de 400 de paturi. Sunt foarte bucuroasă că am fost susținută de Ministerul Sănătății și s-a reușit de a include în statele de personal și organigram această funcție, să le oferim spațiu de lucru, să fie într-adevăr un suport pentru actul medical foarte important din punct de vedere de a îngriji bolnavul, de a alina bolnavul. Practica de a numi un vicedirector responsabil pentru nursing este larg răspândită în statele europene și SUA. În Republica Moldova activează aproape 21.000 de asistente medicale. Cursuri de prim ajutor pentru părinți oferite de medicii de la Smurd. Într-o grădiniță din Chișinău, salvatorii le-au arătat celor mari ce pot face pentru a salva viața unui copil până la sosirea serviciilor de urgență. Medicii de la Smurd au folosit un manechin pentru a le arăta părinților ce trebuie să facă în clipa în care un copil înghite un obiect sau chiar substanțe toxice. 5 compresiuni glisante intrascapular ca să iasă corpul. Salvatorii au arătat pas cu pas toate manevrele de prim ajutor și chiar de resuscitare în caz de nevoie. Palmii, la copil se face cu o mână, la adult se încrucișează mâinile și se face cu două. Se fac 30 comprimații toracale. În cazul unui accident suferit de cei mici, părinții sunt sfătuiți să-și păstreze calmul, să anunțe imediat serviciile de urgență, apoi să aplice manevrele de prim ajutor până la sosirea salvatorilor.
După aproape jumătate de secol, fără intervenții și fără investiții, a început reanimarea instituțiilor de învățământ profesional-tehnic. Ministerul Educației a dat start reparațiilor capitale în 10 centre de excelență din țară. Costul lucrărilor se ridică la 100 de milioane de lei, bani oferiți de Uniunea Europeană. Centrul de excelență în industria ușoară nu a mai fost reparat de 10 de ani. Studentele învață să croiască și să coase la utilajul instalat odată cu deschiderea instituției în anii 70. După cum vedeți la noi în atelier, utilajul este cam vechi, ceea ce ne dă unele probleme, fiindcă piesele sunt uzate și este greu în primul rând de a se găsi aceste piese și evident și calitatea de dorit, deoarece ne ducem la întreprindere unde utilajul este mult mai performant și este o barieră pentru a se încadra. Tinerele recunosc că le este greu să se pregătească în asemenea condiții. Sincer spun, utilajele sunt cam vechi, dar nu nimic, noi ne descurcăm. Și ar fi bine să fie unele schimbări aici. Nu-i comod să lucrez în așa condiții. Condițiile nu sunt prea bune, dar se poate de lucrat. Adică dacă vor fi mașini mai modelizate, sper că va fi mai bine de lucrat, mai ușor. În cel mult un an, centrul va arăta altfel și va asigura noi standarde de calitate. Standarde europene. Securitate la locul de instruire, atât teoretic cât și instruire practică. Confort și posibilitate de dobândire a competențelor profesionale. Săli de clasă, ateliere de instruire practică, dotate, bine amenajate, cu utilaj tehnologic modern. În această instituție, reparațiile au început în ianuarie și se vor încheia în iulie. Până la sfârșitul anului, ar putea fi dotată și cu echipamentul necesar. La fel și alte 9 centre de excelență din țară, unde Ministerul Educației va face reparații capitale. După mulți ani de stagnare, când clădirile instituțiilor de învățământ, atelierele de instruire, cantinele, sălile de sport nu au fost supuse reparațiilor, iată că acum vor fi modernizate și reconstruite capital. Sper ca nu doar forma să arate bine, dar și conținutul să fie unul de calitate. Costurile lucrărilor se ridică la 100 milioane de lei, bani de la Uniunea Europeană în cadrul programului de suport bugetar pentru modernizarea învățământului profesional tehnic. Reparația capitală a centrelor de excelență reprezintă unul dintre obiectivele reformei învățământului profesional tehnic. Drive test inedit la târgul Molda Grotech. Șoferi profesioniști, dar și amatori, au putut testa cai puterea ei celor mai performante tractoare. Imagini de la expoziția de tehnică agricolă, mai târziu în telejurnal. Premierul Pavel Filip a confirmat astăzi că va efectua o vizită oficială în România. Prim-ministrul Republicii Moldova va întâlni cu premierul României Sorin Grindeanu la Piatra Neamț. Detaliile ale ședinței au fost discutate de prim-ministrul Filip la întrevederea de astăzi cu ambasadorul României în Republica Moldova, excelența sa Daniel Ioniță. În cadrul întâlnirii vor fi abordate proiecte din domeniul economic, energetic, social, al educației, finanțelor, justiției și afacerilor interne. O atenție deosebită va fi acordată interconectării energetice dintre cele două state. Pavel Filip a reamintit de sprijinul constant oferit de România, iar susținerea Bucureștiului a ajutat la deblocarea finanțărilor externe. Totodată, premierul moldovean a subliniat că la Chișinău există toată deschiderea și determinarea de a schimba lucrurile, astfel ca parcursul european al Republicii Moldova să devină ireversibil. La rândul său, ambasadorul României la Chișinău, excelența sa Daniel Ioniță, a reconfirmat disponibilitatea României de a susține parcursul european al Republicii Moldova. Întâlnirea șefilor de guvern va avea loc pe 23 martie la Piatra Neamț. Deși inițial s-a vorbit de o ședință comună a guvernelor, informația nu a mai fost confirmată de cabinetul de la Chișinău. De-a lungul timpului, cele două executive au avut mai multe întruniri. Pe 3 martie 2012 la Iași a fost semnat și un plan de acțiune comun privind un parteneriat strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Unul dintre obiectivele asumate l-a reprezentat crearea Comisiei Interguvernamentale România-Republica Moldova. Președintele României Klaus Iohannis îi sprijină în continuare pe procurorii șefi. Comentariile politicienilor legate de o eventuală înlocuire a Laurei Codruța Kövesi și Augustin Lazăr după decizia Curții Constituționale privind Ordonanța 13 nu îl îngrijorează. Șeful statului este convins că după evaluarea pe care o face ministrul Justiției de la București, procurorii șefi vor rămâne în posturi. Una la mână, sunt foarte mulțumit de activitatea
procurorilor și a procurorilor, procurorilor general, procurorii șef de la DNA și de la DICOT. Asta este opinia mea. Doi, sincer, nu cred că cineva va solicita așa ceva. Președintele de onoare al Partidului Național Liberal din România, Mircea Ionescu Chindus, a fost decorat de președintele Klaus Iohannis. Chindus a primit Steaua României în grad de ofițer cu o zi înainte de a împlini 100 de ani. Mircea Ionescu Chindus este cel mai longeviv președinte al liberalilor de după Revoluție, conducând partidul neîntrerupt timp de 8 ani. M-am ferit de-a lungul vieții mele de compromisuri, de lucruri care mi s-au părut necorecte. Am admirat întotdeauna seninătatea de pe chipul dumneavoastră, în ciuda faptului că ați avut în viață ani grei, despre care junii politicii nici nu-și imaginează că pot exista. Și-a depășit limitele și e pentru a doua oară consecutiv campion. Tiberiu Ușeriu a câștigat cel mai greu maraton din lume, cel de la Cercul Polar. Românul a terminat cursa de peste 560 de kilometri la ora locală 1:25 în Canada, la o temperatură de -36 de grade. Din cei 24 de concurenți, Tibi este singurul care a câștigat anul trecut și s-a reîntors în crâncena competiție. Tiberiu Ușeriu a ajuns la finish cu degetele de la picioare degerate. Chiar și așa, Tibi a reușit pentru a doua oară să fie campionul ultramaratonului arctic. Cursa a fost o adevărată aventură înghețată. Doar cei mai buni au reușit să o termine. El a făcut în acest moment o mică istorie, tuc-tuia-tuc, este pământ românesc, cum se zice acum, pentru că acolo deja a ajuns de două ori primul. Tibi a condus toată cursa, chiar dacă condițiile meteo au fost mult mai grele decât anul trecut. Temperaturile au fost și cu 15 grade mai mici decât în cursa precedentă. I-am crezut una trecută că a fost fric, da? Acum le-am trecut pe toate. Sunt gheață ochii în cap. Deci, efectiv, lacrima, sunt gheață acolo. Am mers 80 de kilometri fără să mânc și să beau apă. Deci nu puteai. Efectiv, nu puteai. Nimic. Cum scoteai afară ceva, îți înghețea, mă pune să faci în gură. În ultimul punct de verificare al concurenților, Tibi a fost la un pas de a fi scos din competiție. Doctorul să mă scoate afară, că eu nu mai las. Și-a fost... A stat până la 9, când a venit Martin și Martin a zis că... Ok. Și a continuat și chiar a mai bătut un record. Ultimii 75 de kilometri el a făcut în 16 ore. Recordul până acum a fost de 20 de ore. El a vrut totuși să se păstreze în față și să ne arate că limita este de fapt în capul nostru. Mulțumesc la toți care m-au ajutat în primul rând ca să ajung aici. Și bineînțeles, în ultimul rând, la toți care au urmărit cursa asta nebună, care am crezut că nu se mai termină. Turcia acuză Uniunea Europeană că a lansat o cruciadă împotriva islamului. Noile poziții virulente vin după decizia Curții Europene de Justiție care permite angajatorilor să interzică purtarea vălului musulman. Subiectul este prezentat pe larg de presa internațională în contextul crizei diplomatice turco-olandeze. Hani din özgürlüğü? Bu kararı veren kim? Avrupa Birliği'nin mahkemesi adalet divanı. Değerli kardeşlerim, bunlar Haçlı Hilal mücadelesini başlattılar. Başka bunun izahı olamaz. O declarație care vine după ce ministrul turc de externe a amenințat Europa cu războaiele sfinte. Curtea Europeană de Justiție a decis că toate companiile europene au dreptul de a interzice angajatelor să poarte vălul islamic ca parte a unei interdicții mai largi ce vizează și alte simboluri politice și religioase. O măsură care a înfuriat Turcia, aflată în plin scandal cu Uniunea Europeană după criza olandeză. Dar olsun sizin Avrupa Birliği müktesebatınıza, değerlerinize. Yazıklar olsun sizin hukukunuza, adaletinize, Avrupa Birliği'nin. Butonul migrației a fost apăsat retoric de doi miniștri turci și acum de președintele Erdogan. Ministrul de interne a declarat că Turcia poate lăsa, în fiecare zi, să treacă spre Uniunea Europeană 15.000 de refugiați. Uniunea a promis bani și ridicarea vizelor pentru turci în schimbul primirii refugiaților.
Ankara amenință acum cu suspendarea acestui acord care a intrat în vigoare anul trecut. Scandalul a contaminat și NATO după ce Turcia s-a retras din unele programe de cooperare invocând poziția Austriei. Aceasta, deși nu este membru al alianței, cooperează pe unele subiecte și se află în prima linie a țărilor care vor oprirea negocierilor de aderare ale Turciei la Uniunea Europeană. În plus, s-a opus, la fel ca Germania sau Olanda, participării unor politicieni turci la mitinguri electorale în aceste state, în perspectiva referendumului de luna viitoare. Sunt gata de misiune în câteva minute. O performanță pentru care zeci de tehnicieni lucrează ceas pe aparate de sute de milioane de euro. Doar așa avioanele de supremație ale forțelor aeriene americane, celebrele F-22 Raptor, pot zbura fără probleme. Minunea inginerilor se face zi și noapte în baza aeriană Tyndall din Florida. Tehnicienii bazei Tyndall au făcut posibile anul trecut 6600 de misiuni ale avioanelor F-22 Raptor. Specialiștii sunt în permanență la linia de start a bazei americane. Piloții așteaptă de la noi un avion sigur. Facem acest lucru pentru că ne iubim meseria. Tehnicienii noștri sunt cei mai buni și suntem mândri de asta. Ei ne ajută să fim tot timpul în formă. Ne predau avioanele fără nicio problemă. Fără tehnicieni nu am mai putea să ne ducem la capăt misiunile. F-22 Raptor este unul dintre cele mai avansate avioane din lume. Aparatul este invizibil și poate zbura cu peste 2400 de kilometri pe oră. Forțele aeriene ale Statelor Unite ale Americii au început să-l folosească în urmă cu 12 ani. În prezent au 190 de astfel de aparate. Pentagonul a plătit pentru programul F-22 Raptor peste 66 de miliarde de dolari. Inundațiile și alunecările de teren fac ravagii în Peru. Doar în ultimele zile, cel puțin 12 oameni au murit și mii de case au fost distruse. În mijlocul acestei drame, o femeie a supraviețuit miraculos furiei naturii. Aceste imagini au fost surprinse la doar 40 de kilometri de capitala Lima. Camioane, copaci, case, nimic nu a rezistat în fața unei uriașe alunecări de teren. În tot acest infern însă a fost posibil și un miracol. Această femeie de 32 de ani a supraviețuit agățându-se de bucăți din propria casă și de crengi de copac. Cu ea s-au salvat și vacile și un purceluș, singurele avuturi pe care le mai are familia femeii. Întreg vestul statului Peru este devastat de inundații. Armata a fost mobilizată pentru a-i ajuta pe sinistrați. Todo inservible, miren, sus muebles, todo, no tiene camas, nada dentro. Pues esto está todito lleno de agua está, porque no hay por dónde defogue el agua. Públicos se han quedado a medio metro de agua. No tenemos luz y no tenemos agua potable. De la începutul anului, Peru se confruntă cu inundații grave din cauza precipitațiilor peste medie. Până acum, în total, 62 de oameni au murit și peste 12.000 de locuințe au fost distruse. Lumea este cucerită de basarabeni. Patru personalități din stânga Prutului au luat premiul Nobel. O moldoveancă este de 5 ori campioană mondială la salsa, iar surorile Janeta și Nico încalță celebrități de la Hollywood. Istoriile de succes sunt cuprinse într-o carte de aur semnată de un tânăr economist. Mai multe vedeți în această duminică la interviurile telejurnalului Moldova, emisiune realizată de colegul meu Vitalie Guțu. Vorbim de Nicolae Movilă, este domnul care face reactor nucleare. Oamenii noștri din Bălț au creat Boeing 707, sistemul de comunicare între pământ și navele spațiale. Este creat de un om din Chișinău, proiectant la extintor, care salvează milioane de vieți anual. Este la fel de la noi, vorbim de oameni care lucrează la Casa Albă, toate domeniile practic le-am atins. De unde a venit această idee ca să aduni toate aceste informații într-o carte cu adevărat de aur? A apărut dintr-o simplă curiozitate, dorind să facem un calendar cu 365 de personalități, pentru fiecare zi de an să fie rezervată o personalitate, însă pentru ca să fim siguri că îi includem, de exemplu, pe un anumit zi cel mai de vază om, a fost necesar să colectăm un număr mare de biografii, după care să alegem. De unde acumulați această informație? Găsirea informației nu este grea, cel mai greu proces în toate este veridicitatea datelor. Nu ne trebuie să o luăm prin fișele de emigrare, care sunt documente oficiale de stat, sau sunt documentele din arhivă, atunci noi putem garanta că informația este veridică. Facem un lucru care este necesar nouă tuturor, să înțelegem că și în țara noastră sunt lucruri, sunt oameni măreți, să înțeleagă acest fond genetic este în fiecare din noi.
Un test drive inedit a atras astăzi zeci de șoferi, atât profesioniști cât și amatori, la târgul de tehnică agricolă Moldagrotech. Ei au avut ocazia să încerce caii puteri ascunși sub capota celor mai performante tractoare. Drive Test Show, tractorul în acțiune, a atras zeci de curioși. Fiecare companie producătoare a încercat să impresioneze prin performanță, funcții și confortul utilajelor. Acest tractor se diferențiază de toți tem că este o foarte unificată mașină, o poți folosi în различных сферах. Само собой, numărul 1 în сельское хозяйство, в коммунальных хозяйствах, для работы в аэропортах, для работы на торфе, для работы в лесу. Puțini agricultori și le-ar putea permite, având în vedere că prețurile sunt între 100 și 160 de mii de euro. E foarte interesant și foarte comod. Cum erau înainte o tehnică și cum e acum, foarte ușor, în primul rând. Dumitru are 11 ani și de la 7 ani stăpânește tractorul tatălui său pe câmpurile din localitatea de Baștină. Fiindcă este automatic, asta tot, ca în mașină. Nici domnișoarele nu au rezistat tentației de a conduce un tractor. Eu nu știu, nici cuvinte nu am, e enorm, e superb, într-adevăr e superb. E ușor de condus, nu știu, m-am simțit mai ceva decât în Ferrari. Chiar din curiozitate am vrut să văd cum e de obicei să conduci o mașină mare, să ai putere în mâinile tale, cum sunt bărbații. Drive testul s-a desfășurat în cadrul expoziției Moldagrotech 2017, găzduită de Moldexpo. Migranții originari din Republica Moldova susțin dezvoltarea localităților de Baștină. Prin intermediul campaniilor de crowdfunding, 23 de comunități au beneficiat de susținere financiară din partea localnicilor plecați peste hotare, dar și a celor rămași acasă. Coordonatorii proiectului susțin că sumele donate au întrecut așteptările. Foarte mulți dintre moldoveni aflați la muncă în străinătate nu au uitat de unde au plecat. Prin intermediul campaniei de colectare de fonduri Cu drag pentru acasă, mai multe localități din Republica Moldova au reușit să identifice problemele majore și să le soluționeze cu ajutorul migranților moldoveni. Cărpineni, Ungheni, Strășeni sau Colibași se numără printre localitățile exemplu, unde proiectul Migrație și Dezvoltare Locală a adus rezultate vizibile prin implicarea unui număr mare de donatori. Este o inovație, atât pentru țara noastră, cât și pentru regiune, cât și la nivel global, când migranții sunt implicați atât de masiv în dezvoltarea comunităților. Este vorba despre creșterea încrederii în autoritatea publică locală, recunoașterea celor care contribuie și o colaborare foarte strânsă. Localitatea Cărpineni se află în frunte la mobilizarea celui mai mare număr de donatori. Oamenii au pus mână de la mână și au finalizat acțiuni de succes în folosul comunității locale. S-au colectat cărți și s-au sprijinit copiii din familii social vulnerabile. S-au colectat sau contribuțiile cetățenilor de peste hotare, special, dar și a băștinașilor de pe loc, în scopul implementării unui proiect de dezvoltare locală, și anume procurarea unui autogreder pentru nivelarea și profilarea drumurilor din localitate. Aprovizionarea cu apă, eliminarea deșeurilor, iluminare stradală, amenajarea spațiilor de agrement se numără printre obiectivele realizate prin intermediul proiectului. Satul Colibaș se află la a treia etapă în cadrul proiectelor Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, iar acum este finanțat și pentru înregistrarea brandului local. Și am inițiat procedura de înregistrare a brandului local sub marca Două Mărci, Borcanaș de Colibaș și Cu Drag de Colibaș. Este o invenție, zic eu, nouă pentru o localitate rurală. Proiectul Migrație și Dezvoltare Locală, care a reușit să adune peste 2 milioane de lei de la 4.361 de donatori, este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal a înregistrat la Secretariatul Parlamentului inițiativa legislativă prin care ziua de 27 martie, ziua Unirii Basarabiei cu România, să fie declarată zi de sărbătoare națională. Despre aceasta, dar și alte informații în știri pe scurt. Premierul Pavel Filip cere simplificarea procedurilor de obținere a permisului de muncă și de ședere pentru cetățenii străini. Autoritățile vor să elimine barierele care stau în calea atragerii investițiilor străine. Prim-ministrul a solicitat propunerile de modificare a legii cu privire la migrația de muncă și privind regimul străinilor, astfel încât acest document să fie prezentat guvernului spre examinare și aprobare. Pavel Filip spune că în prezent s-a creat o situație când barierele de legalizare a șederii și de angajare a cetățenilor străini devin barierele
bariere în calea investițiilor în țară. Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal a înregistrat la Secretariatul Parlamentului inițiativa legislativă prin care ziua de 27 martie, ziua Unirii Basarabiei cu România, să fie declarată zi de sărbătoare națională. Autorii inițiativei legislative propun și modificarea codului muncii, astfel ca 27 martie să fie zi de odihnă. Potrivit unui comunicat de presă al Partidului Liberal, proiectul de lege va constitui un act de recunoștință și totodată un omagiu adus celor care și-au pus pe altarul vieții unitatea, limba română, libertatea și dorința de a lăsa un stat cât mai bogat celor care vin. Camera Deputaților din Parlamentul României a aprobat proiectul de lege pentru declararea zilei de 27 martie, ziua Unirii Basarabiei cu România, ca zi de sărbătoare națională. Automobilul delegației Comisiei Unificate de Control din partea Chișinăului, inclusiv colonelul de poliție Gheorghe Cavcaliuc, a fost oprit în momentul traversării postului de control de la linia administrativă cu regiunea transnistreană, un colaborator al Serviciului de Frontieră al regiunii transnistrene, care și-a atribuit în mod arbitrar dreptul unei calități oficiale, a blocat timp de 15 minute deplasarea automobilului. IGP consideră acest incident drept o provocare la adresa autorităților constituționale ale Republicii Moldova. În Statele Unite s-a inaugurat un cinematograf cu tobogane și leagăne pentru că este destinat în primul rând copiilor. Și este o idee cu bătaie lungă, nu doar pentru bucuria de moment a celor mici. Sala acestui cinematograf din Pico Rivera, din California, arată de parcă ar fi fost luată cu asalt de copii, pentru că, de fapt, asta se și întâmplă. Sunt aici instalații și leagăne desprinse parcă dintr-un loc de joacă. What movies eat at the playground again and the other ones fun. You can play there and watch a movie. Este numai al doilea asemenea cinematograf deschis pe întreg teritoriul Statelor Unite. Sigur, copiii au acces doar cu părinții și se pot juca numai până se stinge lumina și încep desenele animate sau filmul. We want to make sure that we keep the integrity of the movie-going experience. So when the movie is on, we expect the children to be captivated and excited about what they're seeing. So we don't want to take away from that. So the playtime is just before the movie. Întregul proiect vrea să păstreze plăcerea de a merge la cinematograf, într-o vreme în care totul se urmărește pe tabletă sau chiar pe telefon, iar proiectoarele de apartament nu sunt chiar atât de scumpe. Our ideal goal is to start the kids little, and so they understand what the movie-going experience is, and they carry that with them through their adult life and continue to watch movies all the way through. Cinematograful copiilor din Pico Rivera, în California, este deschis pentru oricine, dar numai cei de până în 12 ani se pot și juca aici. Asemenea săli au mai fost deschise în Spania, Costa Rica și Guatemala, 32 în total, și se bucură de mare succes. Vrei să știi cum se simte câinele sau pisica ta, cât a mâncat sau câtă mișcare a făcut? De acum este posibil cu ajutorul zgârzilor inteligente create de chinezi. Gadgetul monitorizează starea de sănătate a animalului de companie și oferă informații despre ritmul cardiac, temperatura corpului, dar face și o interpretare a mișcărilor. Zgarda se conectează la un smartphone și oferă toate informațiile de care au nevoie stăpânii despre animalele lor. Toate calculele sunt făcute ținând cont de rasa animalului și antecedentele medicale. Aparatul prezintă și câteva statistici privind mișcarea pe care o fac zilnic prietenii necuvântători și obiceiurile lor culinare. Definitely, it is more difficult to develop technology for pet than human because a pet cannot tell their feelings to verbally to the owners. So we need to have a lot of professional devices to detect the situation of the pet to validate all our results. Prima astfel de zgardă inteligentă a apărut anul trecut în Japonia, însă cea prezentată recent în China este mai performantă, dar și costă mai mult. Cine dorește să știe mai multe despre animalul de companie, trebuie să scoată din buzunar aproximativ $120. Oli, un cățel din rasa Jack Russell, a devenit viral pe internet grație abilităților atletice și a unei filmări demne de transmisiuni sportive. Patrupedul a făcut senzație la un concurs, iar isprava s-a adunat milioane de vizualizări pe internet și nu mai are nevoie de niciun comentariu.
Să vedem acum cotațiile valutare pentru luni. Pentru luni, Banca Națională a stabilit un curs oficial de 19 lei și 71 de bani pentru un dolar american, cu 7 bani mai puțin, și moneda europeană se va deprecia și va costa 21 de lei și 16 bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 63 de bani, hrivna ucraineană rămâne la 73 de bani, iar rubla rusească la 34 de bani. Cu 11 victorii la rând în fața Viitorului, Steaua București caută încă un succes împotriva echipei lui Hagi. Se întâlnesc cele două echipe de pe primele locuri. Ambiție foarte mare. Cu siguranță ambele echipe vor încerca să joace la victorie. Cu siguranță vom merge la Constanța să pregătim meciul foarte bine și să încercăm să ne câștigăm toate cele trei puncte. Este foarte important pentru noi să reușim o victorie împotriva celor de la Viitorul. Primul rând ne distanțăm față de locul 2. Românca Cristina Neagu a fost aleasă din nou cea mai bună jucătoare de handbal a lumii. Neagu a câștigat trofeul în 2010, 2015 și 2016. Nici măcar nu îmi găsesc cuvintele în acest moment. Mă simt așa, dacă vă spun sincer, copleșită de emoții. Dacă anul trecut eram aproape sigură de faptul că voi primi acest premiu datorită performanțelor extraordinare pe care le-am reușit, acest premiu vine așa, nu știu, performanțele cu echipa au lipsit. N-am reușit să câștig nici la campionul, chiar dacă am participat în Final Four. La Olimpiadă s-a întâmplat locul 5 la campionatul european și vreau să le mulțumesc din suflet pe această cale tuturor celor care m-au votat și tuturor celor care văd în mine cea mai bună scotare a lumii. Transferul anului în handbal, după ce a semnat pe 2 ani cu CSM București, Neagu dezvăluie de ce a refuzat să prelungească contractul cu Budućnost, echipă cu care a cucerit Champions League în 2015. Că mă întorc acasă și că o să petrec mai mult timp cu familia și prieteni. Campioana Europei CSM București are a patra șansă la casele de paiuri pentru o calificare în Final Four, înaintea dublei cu Ferencvaros din sferturile Ligii Campionilor. Cred că șansele sunt egale. Acum depinde, bineînțeles, de forma de moment. Semifinală inedită în primul turneu de Masters al anului. Elvețianul Wawrinka și spaniolul Carreño Busto vor juca pentru un loc în finală. Ambii sunt la prima semifinală a carierei la Indian Wells. Ultimele două sferturi ale băieților la Indian Wells s-au oferit meciuri dramatice. Spaniolul Carreño Busto l-a eliminat pe uruguaianul Cuevas în 3 seturi, 6-1, 3-6, 7-6, anulând și două mingi de meci ale adversarului în setul 3. E o săptămână norocoasă pentru spaniol, care a reușit cea mai bună performanță a carierei, profitând de un abandon și învingând doi jucători din calificări pe traseu. Busto va juca pentru un loc în finală cu elvețianul Wawrinka. Triplul campion de Mare Slam l-a învins pe austriacul Thiem după un alt meci foarte lung. Wawrinka și Thiem au jucat și ei peste 2 ore și jumătate, iar diferența s-a făcut tot în tiebreak-ul setului decisiv, câștigat de elvețian la 2. Ce vreme ne așteaptă în acest weekend aflăm în câteva clipe. Bun găsit, vremea nu se încălzește nici în acest weekend. Meteorologii vin cu vești proaste și anunță temperaturi mai scăzute decât până acum și vreme închisă. Și noaptea va fi deosebit de rece, minimele vor ajunge în această noapte până la 0 grade Celsius. Mâine maximele vor oscila între 7 și 9 grade Celsius în condițiile unui cer noros. Spre seară se așteaptă și ploi moderate, iar în Chișinău vom avea 7 grade la prânz și un cer acoperit de nori. Și în România vremea va fi schimbătoare, în general închisă, pe arii extinse va ploua, iar la munte va ninge. Temperaturile maxime vor oscila între 6 și 18 grade. Atât deocamdată, o seară cât mai frumoasă. Doamnelor, domnilor, după telejurnal, rămâneți pe TVR Moldova pentru emisiunea Orizont European. Aflăm chiar acum de la colega mea, Miruna Munteanu, care este subiectul de astăzi. Bună seara, Miruna!
Bună seara, Stella, bună seara, doamnelor și domnilor. Temele de astăzi la Orizont European sunt legate, desigur, de vizita președintelui Dodon la Moscova, dar și de controversatul proiect de modificare a sistemului electoral din Republica Moldova. Vom discuta însă și despre scandalul pe care l-a generat în Parlamentul de la Chișinău decizia României de a declara ziua de 27 martie drept sărbătoare națională. Invitații mei de astăzi sunt Andy Cristea, vicepreședinte al Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului European, și Igor Munteanu, director la IDIS Viitorul. Vă aștept peste câteva minute. Ieruna, îți mulțumim. Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns la final. Nu uitați că știrile noastre sunt pe tvremoldova.md. Le puteți vedea și pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm opiniile dumneavoastră. Iar de la ora 20 nu ratați știrile de la București. Eu sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și un weekend minunat. La revedere!